Primarul Mărcii, important este primul lucru să oprească încălcarea dreptului său la marcă. Ori modalitatea cea mai rapidă este de a sesiza aceste organisme, pentru că aceste organisme, practic, soluționează litigiile respective într-o perioadă maximă de 2 luni. Dar aceste organisme, se înțelege, de exemplu, pot fi blocate de instanță. Adică, cineva vine la noi și zice, știi, tu ți-ai înregistrat un nume de domeniu cu marca mea. M-am dus la aceste organisme, am luat un, nu știu, un om acreditat care se ocupă cu chestia asta, un specialist pe rezolvarea acestor litigii, ăla vine și îmi trimite mie un e-mail și spune, vezi, spune-mi, ai cu ce să te aperi? Da, am cu ce să mă apăr. Atunci se ajunge la instanță, bănuiesc, nu... Nu e obligatoriu. Vă puteți duce la instanță dacă credeți că aveți un caz mai bun și atunci ar trebui să porniți în paralel cu această procedură dumneavoastră părâtul, titularul numărului de domeniu, o acțiune de un anumit fel în instanță. Am înțeles, că nu mi se pare normal, adică instanța totuși e instanță. Aceasta este o fel de instanță doar pentru transferul domeniului. Exact, este o procedură alternativă la instanța de judecată, e alternativă la instanța de judecată. Că aici vreau să ajung de fapt. O marcă din... Am o întrebare. Deci, ajungând în instanță, respectiva persoană care mă părăște pe mine are marca înregistrată pe un anumit domeniu de activitate nișat. Nu știu, zicem telefonie mobilă, de exemplu. Eu, pe site-ul respectiv, am o marcă similară care se ocupă cu, nu știu, mâncare sau cu construcții. Da. Ce se întâmplă? Dacă marca pe produsul nișat, pe acea nișă de produse sau de servicii, nu este notorie, ați avea o șansă foarte bună ca dumneavoastră să păstrați numele de domeniu dacă aveți marcă în alte, pentru alte bunuri și servicii. Și există vreun notar în România care să autorizeze ce se vede online? Pentru că eu pot imediat să schimb conținutul. Care a să notarizeze, e simplu de notarizat. De regulă vreau să vă spun că în dosarele de arbitraj, titularii dreptului la marcă dau pagini întregi de pe site-ul respectiv pentru a indica în ce constă reaua credință în utilizarea numelui de domeniu. Dar sunt probe în instanță? În procedurile de arbitraj sunt. Dar în instanță nu. Și în instanță? De ce nu? Păi dacă dumneavoastră ați făcut-o până la un anumit moment, dar nu înseamnă că încetând s-a terminat cu încălcarea. Dar daune datorați pentru ceea ce ați făcut. Nu la asta mă refer, da? Am și o întrebare. Deci, dacă, de exemplu, am avut o, să spunem, altercație cu... După asta, după asta... Dacă în viitor ai alte domenii în cap, spune-le altfel. E altceva. Dacă aveți alte domenii în cap, vă aștept. Deci, o firmă notorie, de exemplu, să luăm, nu știu, un iaurt sau ceva... De exemplu, Danone, da? Da, e rezervat veci. Ai luat Danone.ro? Nu cred, a fost deja un litigiu pe chestia asta. Și pe el a fost chestia. Există, să spunem, se adună un număr de clienți care sunt nemulțumiți de serviciile Danone. De serviciile... Danone. Okay. Și fac o comunitate care o denumesc anti-iaurturi Danone. Și dumneavoastră este adevărat tot ce scrie acolo. Exact. Și dumneavoastră ceva, că una dintre condiții, într-adevăr, este utilizarea cu rea credință. Înregistrarea și utilizarea cu rea credință pentru ca acest document să fie transferat. Așteptați-mă puțin. Populi se Ionuț, te rog frumos. Așa, vorbește juristul din Ionuț. Unul dintre cazurile indicate de procedura respectivă, de politica pentru soluționare pe care pașnică, soluționarea litigiilor pe care anume de domeniu, spune așa, poate să fie considerat ca fiind un interes sau un drept legitim în utilizarea numelui de domeniu de către titulari acele site-uri care încurajează dreptul la exprimare liberă sau site-urile de critică cu privire la un produs. Dar atenție! Atenție! Pentru că sunt arbitrii care nu neapărat se gândesc la acest drept fundamental al omului, că știți că este prevăzută Convenția Europeană a Drepturilor Omului, și care consideră că nu se poate utiliza, sunt o minoritate, într-adevăr, care consideră că nu se poate utiliza un site, de fapt nu se poate utiliza marca
critici. Deci, atenție! Au luat șpagă. Nici măcar nu se poate. Eu vreau să vă spun că sunt articul din 2002. Ascultați-mă până capăt. Până acum am avut aproximativ 80 de cazuri. Și cazurile la care am fost arbitru, cele mai multe au fost cu reclamant din, nu știu, Statele Americii, părând din Honolulu, iar eu l-am rezolvat în biroul meu de avocatură de pe Vulcan Județ. Adică, dacă credeți că mă puteau contacta și pe mine, ei află într-adevăr cine este arbitru, dar vă dați seama. Tocmai asta este, asta este extrem de interesant la această procedură. Este atât de... Poftim? Este atât de globală, încât nu vezi niciodată, pentru că toate procedurile se desfășoară online, nu vezi niciodată nici reclamantul, nici curătul la față. Poate să fie oricine! Poate să fie absolut oricine! E mai complicat, dar... Bun, am să iei ca trebuie să fie scurtă. Dar dacă vă interesează, aveți prezentarea care e un pic mai largă, probabil că o veți spune pe site. E pe site. Dacă vă interesează mai mult, mă puteți contacta. Și am să închei cu o singură, să spunem, povestioară, referitoare la apărările pe care le fac titularii de nume de domeniu. De mai că mi s-a întâmplat o singură dată să văd o asemenea apărare. Era vorba de un nume de domeniu registrat în Statele Unite ale Americii pentru Babaji Yoga. Chiar așa se numea, Babaji Yoga, tot nu știu ce. Bun. Iar părântul a venit cu următoarea apărare. Se pare că acest babage a fost un sfânt indian, etc. Și apărarea lui a fost în felul următor. Că i-a apărut acest sfânt în vis și a spus să înregistreze în părântul. Mulțumesc foarte mult!